În data de 5 martie va avea loc Gala Olimpicilor Rădăuțeni la Casa Municipală de Cultură, unde cei mai buni elevi din municipiul Rădăuț, cât și dascălii care au pregătit, vor fi recompensați de administrația rădăuțeană. La finalul acestei activități festive este prevăzut un spectacol artistic susținut de Andrei Ciobanu și Gabriel Chișciuc. Trei personalități originale din zona Rădăuți vor înmâna diplome și premii în bani pentru 49 de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Rădăuți, elevi care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele internaționale și naționale, precum și profesorilor care i-au pregătit. Evenimentul va fi prezentat de poetul Ioan Mateiciuc, iar printre invitații speciali se află și conferențiar universitar dr. Dan Milici, de la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din cadrul Universității Suceava, profesor universitar dr. Remu Ru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, cât și președintele Federației Române de Rugby, Haralambie Dumitraș.